Imaginile pe care tocmai le-ați urmărit au fost postate de șeful armatei ucrainene, Valerii Zalușnăi, care a anunțat lumea întreagă cu ajutorul rețelelor de socializare. A venit timpul să luăm înapoi ce este al nostru. Zalușnăi e cunoscut drept mintea care a reformat armata ucraineană și a pregătit-o pentru invazia Rusiei. Tot el este creditat cu meritul jocului abil de direcționare greșită dinaintea contraofensivei din vara și toamna trecută. Ar putea face acum același lucru? E un semn de întrebare ridicat și de jurnaliștii și de blogării militari care urmăresc războiul din Ucraina. Nouă ni s-a alăturat discuției din platou Cristian Barcu, general în rezervă. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Despre contraofensivă s-a vorbit mult în ultima perioadă, însă în ultimele zile au apărut elemente noi. Bile albe sau suport suplimentar pentru Ucraina, F-16 și cumva și un discurs diferit din partea aliaților, Statele Unite ale Americii, cel care nu mai pune la îndoială prezența F-16 în Ucraina, din contră consideră că are nevoie Ucraina în acest moment al războiului. Imaginile pe care le-am urmărit pare un film de Hollywood, așa, în care doar că personajele sunt reale, din păcate nu este un film de Hollywood, este realitate. Acești soldați ucraineni se pregătesc pentru a-și apăra familiile, pentru a-și apăra vecinii și vorbește șeful armatei ucrainene despre momentul de a lua înapoi ce al nostru, contraofensiva să înceapă așa, cu un film, cu un clip de Hollywood. Bun, clipul și ale rostului este o chestiune și ușor artistică, și ușor mobilizatoare, și ușor militară, și arată și câte ceva din ceea ce au primit ucrainienii, arată ceva din ce ar putea să facă ucrainienii la un moment dat. Sigur că deocamdată e cam static filmul din punct de vedere al acțiunii militare. Noi care știm și filme mai vechi din România făcute de cinema, film, militar, putem să facem unele legături, dar sigur că nu suntem în acea fază în care să ne ducem atât de mult în urmă, dar sigur că își are rostul lui filmul. E mobilizator și acest fel de imn, să zicem, această rugă, să zicem, mobilizatoare, sigur că va avea un impact pozitiv asupra celor care sunt cu arma în mână, mai ales în zona frontului. Nu știu dacă și tinerii din Kiev sau din alte orașe care mai merg pe la câte o discotecă sau pe la vreun club, simt ceva din ceea ce transmite acest domn ca mesaj patriotic, important de altfel, să zicem, în chestiunea asta. Clar că lumea așteaptă această contraofensivă, sau mai bine spus, asaltul, pentru că totuși contraofensiva a început mai de mult. Din momentul în care încep planurile, se adună oamenii, se fac instrucții, sunt puse mijloace la dispoziție și așa mai departe. Asaltul în sine probabil că va veni când va veni, cum ni se spune de altfel de la Kiev. Nu știm exact când. Și foarte bine spuneați dumneavoastră, mai devreme, o fi vreo tactică, o fi vreo strategie, o fi ceva de inducere în eroare a adversarului? Nu știm. Dar cert este că nu trebuie să ne ducă nici pe noi în derută această situație, pentru că până la urmă, noi cu toții așteptăm ca ceea ce și-a promis Ucraina să facă în timp scurt să și facă. Adică să înceapă să elibereze sau măcar să-și ducă trupele în faza în care încep ucrainienii să-și elibereze teritoriul. Nu și putem să stăm foarte mult așa. Și Bahmut, ce rol joacă în acest context pe care îl descrieți? Bahmutul din acest moment devine, dacă vreți, o mică cetățuie de apărare a rușilor. Pentru că acolo rușii au început deja să-și fortifice pozițiile de apărare și va intra în lanțul de apărare pe care rușii îl vor considera ca fiind unul important în acea zonă de est a Ucrainei. Dar suntem convinși că nu pe acolo va începe, să zicem, marea ofensivă sau, poftim, elementele de ofensivă, pentru că nu ne vom gândi ca la marea debarcare din Normandia, deși se apropie data de 6 iunie și o putem gândi cumva că ar putea să inspire și armata ucraineană, dar nu ne gândim că va fi ceva într-o singură zonă unde toți se vor duce buluc acolo și vor încerca să spargă frontul. Pentru că de data aceasta și rușii au mai citit ceva despre marea debarcare din Normandia și sunt și ei destul de pregătiți. Dronele astea, cu părți bune și cu părți rele, iată ce fac. Dau informații în timp util și atunci și cel care se apără, de data asta rușii,
vor ști să facă un pas cam în același timp cu atacatorul. Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin, explozia dronelor, Belgorod, sunt multe nereușite ale soldaților ruși. Lipsa de reacție a lui Putin ce înseamnă? Pregătește altceva? Nu, Putin este cel care, după părerea mea, el a, cum se spune, știe câte ceva despre toate aceste lucruri. Ba la un moment dat chiar îl bănuim că le și pune cumva în scenă. Știe despre ce este vorba. El are informații, probabil, în condițiile în care în Belgorod au intrat unii care spun că sunt împotriva lui. Au intrat cu un tank și un camion. Nimeni nu se gândea că ăia puteau să ajungă cumva vreodată la Kremlin sau să facă altceva. Iar armata regulată n-a tras în ei. E foarte interesant. Și toată lumea a considerat că este o situație. Detalii. Ne întoarcem în Turcia pentru că vorbește Kemal Kılıçdaroğlu, este contracandidatul lui Erdogan, cel care a reușit totuși să strângă 48% de voturi, 99% din voturi au fost numărate până în acest moment. Este un mesaj al celui înfrânt în aceste alegeri, dar și un mesaj al celui care a fost văzut cel puțin până în primul tur al alegerilor prezidențiale ca fiind o alternativă la Erdogan, ca fiind omul care poate aduce democrația pașnică în Turcia. Despre atmosfera de acolo aș vrea să ascultăm puțin ce se întâmplă. Vedem o sală cu jurnaliști, nici de cum susținători. Pare o sală în care nu va primi Kemal Kılıçdaroğlu aplauze de această dată. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Ne vom întoarce în momentul în care vom reuși să traducem acest discurs, astfel încât să știm și care a fost mesajul și către ce s-a îndreptat. Atacuri în discursul, primul discurs după ce Erdogan s-a declarat câștigător, l-a atacat pe Kemal Kılıçdaroğlu. Apropo, titlul Bye Bye Kemal era mesajul lui Erdogan. Domnule Ciobanu, de ce vorbim noi astăzi, de fapt, de alegerile din Turcia și de ce e important să vedem ce se întâmplă mai departe? A doua armată a NATO controlează Marea Neagră, de asemenea, adică poate decide dacă navele de luptă rusești pot intra în Marea Neagră sau nu pot intra în Marea Neagră, nu? Există, în primul rând, o dimensiune economică și cred că mulți s-au uitat la rolul Turciei în relațiile comerciale cu România. Cred că, în afara Uniunii Europene, este principalul partener comercial al României pe bună dreptate. Și atunci, ați avut mai devreme acea intervenție a omului de afaceri turc din România, această dimensiune comercială contează. Însă, într-adevăr, dimensiunea strategică e cea mai importantă. A doua cea mai importantă armată din NATO și foarte importantă în ceea ce se întâmplă la Marea Neagră. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat anul trecut la summitul NATO de la Madrid. S-a vorbit despre o strategie despre Marea Neagră. Am avut niște inițiative ale unor senatori americani în această direcție. Se va vorbi probabil foarte atent în legătură cu Marea Neagră la summitul de la Vilnius. Cum poți să ai o strategie coerentă la nivel NATO fără a avea un rol și o coordonare foarte puternică cu Turcia? Și atunci Turcia e extrem de importantă. E importantă și prin prisma chestiunii care ține de aderarea Suediei la NATO. Este o temă care probabil trebuie rezolvată până la acel summit și probabil e importantă pentru rolul pe care îl va juca în NATO. Foarte mult se așteaptă în legătură cu poziția lui Erdogan ca mai degrabă poziția Turciei să fie una tranzacțională, să se poziționeze de fiecare dată în funcție de interesele pe care le are. Deja în presa americană se vorbește... Urmărim și imaginile din sala în care Kemal Kılıçdaroğlu a avut discursul după închiderea secțiilor de votare, după aflarea rezultatelor, după numărarea 99% din voturi. E o transmisiune pe care o urmărim, au fost câteva cadre, jurnaliști, au urcat pe scenă, un discurs destul de scurt. Mă uitam acum pe discursul lui Erdogan, cel care le-a transmis celor prezenți că toată lumea se uită acum spre Turcia. Fratele meu, președintele Azerbaidjan, tocmai m-a sunat, președintele Uzbekistanului, premierul din Libia, toți au sunat și mi-au transmis că pot poate anunța să invite în Turcia că ei vor veni. Qatarul,
de asemenea aștepta victoria noastră, a mai spus Erdogan, mesajele pe care le-a transmis. Uzbekistan. E vorba de profilul pe care Turcia și l-a construit ca putere regională și rolul pe care îl joacă atât în Orientul Mijlociu, dar și în Asia Central. Știm foarte clar importanța și implicarea Turciei în războiul dintre Armenia și Azerbaidjan, care a avut loc recent. E vorba de rolul și pe care Erdogan îl încearcă să-l proiecteze. Am fi avut probabil cu tot o altă poziționare și o cu tot o altă importanță pentru Turcia dacă am fi avut o schimbare, pentru că noul președinte, dacă ar fi câștigat Kılıçdaroğlu, agenda lui ar fi fost mai degrabă concentrată asupra politicii interne și asupra restabilirii relațiilor extrem de strânse cu Uniunea Europeană și cu NATO. Ei, Erdogan joacă o cu tot o altă carte și probabil o să ne așteptăm în anii următori acest pivot, această țară care negociază, vorbește și cu China, vorbește și cu Rusia, pentru că e legată economic de Rusia. Ne știm cu toții ce se întâmplă cu turismul din Turcia, dar în același timp încearcă să mențină o relație pragmatică cu Uniunea Europeană. Tema migrației, ați văzut, a fost foarte importantă în acest al doilea tur de scrutin. Sunt 3,5 milioane de sirieni care se gândesc la ce se va întâmpla cu ziua de mâine. La fel se gândesc și europenii, având în vedere acel acord din 2015 dintre Uniunea Europeană și Turcia. Știm cu toții ce poate să genereze în Uniunea Europeană o nouă criză a migrației. Deci, vedeți, Turcia e, atât din punct de vedere economic, strategic, militar, extrem de important pentru ce se va întâmpla în această regiune. Domnule Ioniță, un mesaj din partea lui Erdogan pentru Kemal Kılıçdaroğlu. Este economist, ar fi trebuit să calculeze mai bine, i-a transmis. Și de asemenea, nimeni nu poate arăta cu degetul înspre Turcia, nimeni nu ne poate privi de sus, le-a mai spus Erdogan susținătorilor săi. Este unul dintre mesajele importante pe care Erdogan le-a dat de foarte mult timp. Acesta al măreției Turciei, să redea mândria turcilor, această politică pe care a adus-o caracterizată la un moment dat ca un neo-otomanism, unul dintre foștii săi colaboratori, acum alături de Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu a fost cel care a creat acest tip de politică, care a ridicat profilul Turciei. Și bineînțeles, accentele pe care președintele Erdogan le-a pus, în sensul în care a fost critic și cu Uniunea Europeană, și cu NATO, și cu Statele Unite ale Americii. Domnule, practic a dat această idee că Turcia este importantă și turcii trebuie să fie mândri. Normal că a mers pe această cale și a adus câștig. Acum cred că nu poate totuși să treacă peste momentul că a fost nevoit să intre în al doilea tur de scrutin și se răcorește într-un fel față de adversarul său. Nu și-a dorit să aibă discurs. Două tururi de scrutin, a crezut că poate câștiga din primul. Vladimir Putin l-a felicitat pe Recep Tayyip Erdogan. Aceasta este informația acestei ore și de asemenea din discursul normal. Lui Kemal Kılıçdaroğlu am avut parte de cel mai incorrect proces electoral din ultimii ani. Dragii mei, nu putem lăsa ca dreptul vostru să fie înfrânt. Nu puteam să tac în fața ordinii nedrepte și fără de lege. E discursul pe care l-a susținut mai devreme în fața jurnaliștilor, în fața stării pe care am urmărit-o și noi. Și informația momentului, Vladimir Putin l-a felicitat pe Recep Tayyip Erdogan, apropo de relația dintre Turcia și Rusia, dintre Recep Erdogan și Vladimir Putin. Un minut până la final, dar reluăm discuția de la fix. Domnule Ion Meioniță, dacă asta înseamnă o apropiere mai mare înspre Rusia, nu, este... care se ducă până la furnizarme. Nu, este o relație specială și era normal ca președintele Putin să dea acest mesaj, pentru că are această relație specială. Detaliem ce are extrem de complicată cu Erdogan. Relație specială de la fix, scurtă pauză, acum revenim la ediția specială. Continuăm ediția specială. Recep Tayyip Erdogan a câștigat alegerile din Turcia, a câștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale și își asigură un al treilea mandat. Este în fruntea țării de două decenii și deja sosesc felicitările. Vladimir Putin, în urmă cu puțin timp, i-a transmis felicitări. Trimișii special Digi24, Valentin Stan și Gabriel Necșulescu sunt la Ankara acum și ne aduc mai multe informații. Bună seara, Vali!
Bună seara, un lucru este cert, turcii știu cum să sărbătorească de ore bune, de mai bine de 3 ore. Ankara oferă un spectacol imens pe toate străzile, toate marile bulevarde din capitala Turciei. Sunt zeci de mii de oameni care cântă, sărbătoresc, aprind fumigene. Am văzut foarte, foarte mulți oameni care erau ieșiți pe geamurile mașinilor cu steagurile partidului AKP, partidului Recep Erdoğan. Este clar că va fi o noapte albă în marile orașe din Turcia, pentru că nu doar în Ankara se întâmplă acest lucru, ci și în Istanbul, în Izmir, în toate zonele în care Erdoğan a câștigat procente, se sărbătorește. Noi suntem lângă Palatul Prezidențial, oamenii înconjoară Palatul Prezidențial și cu siguranță că vor rămâne în stradă ore întregi, toată seara. Cu siguranță că mâine, după ce va trece de această euforie, își vor aminti de problemele pe care le aveau și înainte de alegerile de astăzi. Turcii se confruntă cu o criză economică imensă, cu o inflație foarte, foarte mare. Sunt probleme pe care Recep Tayyip Erdoğan va trebui să le rezolve. O victorie răsună pentru Recep Erdoğan, deși este pentru prima dată când ajunge în turul al doilea al alegerilor, are mai bine de 4% față de contracandidatul său, Kemal Kılıçdaroğlu. A câștigat Recep Erdoğan în principalele orașe din Turcia, a câștigat și în diaspora. De cealaltă parte, Kemal Kılıçdaroğlu a spus că procesul de votare, că votul a fost viciat, a fost trucat. Însă, rezultatul este clar că nu se va mai schimba. Cu siguranță că în zilele următoare vor fi publicate și procentele finale, rezultatele finale, însă Recep Erdoğan va rămâne președintele Turciei și pentru următorii 5 ani. Vin mesaje și din partea țărilor aliate Turciei, din partea aliaților clasice lui Recep Erdoğan. Primul a fost Viktor Orban, premierul Ungariei, în urmă cu doar câteva minute, și Vladimir Putin l-a felicitat pe Recep Tayyip Erdoğan pentru această victorie. Cu siguranță că președintele Turciei își va anunța în următoarele luni și planul pentru politică externă, dacă în continuare va menține o relație rece față de instituțiile europene, față de Uniunea Europeană, sau dacă va colabora mai mult cu aceste state. Vă mulțumim, Vali, pentru transmisiune, vă mulțumim pentru ajutorul vostru de a vedea și de acolo, de la fața locului, alegerile din Turcia. Urmărim artificii în Ankara acum în direct, se vedea undeva pe fundal, e bucurie acolo. Asta apropo de faptul că alegerile acestea oricum arată o țară divizată. Jumătate din populație, 52%, au votat cu Recep Tayyip Erdoğan, dar cealaltă jumătate, 47%, 48%, au votat pentru schimbare. Domnule general, Cristian Barbu, general în rezervă alături de noi, în continuare aici la ediția specială, Costin Ciobanu, analist de politică externă, și Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Domnule general, m-aș opri însă asupra mesajului pe care l-a transmis Vladimir Putin și să trecem puțin și prin lupa sau prin lentila NATO această țară, să înțelegem de ce e important, de ce ne uităm acolo și ce înseamnă că Erdoğan a fost reales președinte. Vladimir Putin a transmis așa: victoria a fost rezultatul natural al muncii dumneavoastră în calitate de șef al Republicii, o dovadă clară a sprijinului poporului turc pentru eforturile de a întări suveranitatea statului și de a urma o politică externă independentă. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Erdoğan. După părerea mea, este un mesaj de amiciție, de prietenie, în care pune în evidență... De bun simț, nu vi se pare că în vreun fel a... Da, nu, n-a trecut nici prietenul meu, nici că, măi, hai că facem împreună viitorul global, da, să fim atenți. Deci a fost o chestiune care, totuși, în spatele acestor fraze, care sunt destul de, haide să zicem, comune pentru astfel de situații, sigur că momentul, rapiditatea, toate aceste
elemente care au venit imediat după ce practic n-a venit un rezultat final oficial, ci este până un alta totuși unul intermediar. Dar rapiditatea... Emmanuel Macron, iată, anticipez ce urma să spuneți de reacția Occidentului, reacția Uniunii Europene. Da. Emmanuel Macron este primul european care îi spune, îl felicită. Nu? Deci aceste lucruri arată că de fapt și de drept doresc oamenii să aibă, oamenii aceștia care conduc țări importante, Franța, iată, Rusia, probabil că mai sunt și alții tot așa cu țări foarte mari, în afară de cei pe care ați spus dumneavoastră și care sunt țări nu neapărat mai mici, la fel de importante pentru relația cu Turcia, dar sigur nu cu o astfel de anvergură. E bine, oamenii aceștia arată că de fapt și de drept îl prețuiesc pe Erdoğan. Sunt cu el în sensul de a vedea și părțile pe care alții probabil că nu le apreciază la fel de mult. Cel puțin din punctul nostru de vedere. Trebuie să vedem că Erdoğan a spus Rusiei că nu face bine că a intrat în Ucraina, a spus Rusiei că această peninsulă Crimea nu îi aparține și ar trebui să o elibereze, a ajutat Ucraina din punct de vedere militar chiar din primele momente și a avut o problemă mare Rusia din acest motiv, n-a ajutat militar sub nicio formă Rusia și în cele din urmă a fost și cel care a descongestionat acel blocaj cu grânele, cu alimentele. Și în plus, de fiecare dată când s-a întâlnit cu Putin, chiar dacă a apărut că există o amiciție, totuși n-a fost un moment în care să apară că este supus Moscovei, ci dimpotrivă. Poate că a arătat chiar un element de egalitate sau chiar de supremație, lăsându-l pe Putin să aștepte și nedându-i sub nicio formă de înțeles că este de acord cu tot ceea ce spune el. A doua armată NATO, Turcia? Un fel de analiză din punctul de vedere al efectivelor, da, din punctul de vedere al condițiilor generale militare, nu. Chiar Statele Unite au publicat zilele acestea o altă statistică, o altă situație. În NATO ar fi pe poziția 5-a, după Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia. Ar veni din aceste multe puncte de analiză, ar fi Turcia pe poziția 5-a. Dar, așa, din punct de vedere al luptătorilor terestri, să zicem, da, are o armată destul de mare, să zicem, ca și oameni, vreo 600 și vreo 50 de mii de oameni care sunt deja sub arme. Dar asta nu înseamnă că, chiar dacă va fi în clasament pe poziția a 5-a, nu înseamnă că nu este o armată bine dotată și că nu urmărește ca în timp scurt să fie și mai bine dotată. Să nu uităm discuția cu F-35, să nu uităm discuția cu sisteme pe care ei le dezvoltă, inclusiv de drone de ultimă generație, pe care alții, poate mai dezvoltați decât ei, n-au îndrăznit să le producă până acum. Mi s-a alăturat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Primul lider din Uniunea Europeană care îl felicită pe Erdoğan este Emmanuel Macron, care îi transmite că Franța și Turcia au o provocare imensă în față, pe care trebuie să o depășească împreună, să întoarcă pacea în Europa, viitorul euroatlantic al Alianței Nord-Atlantice în Marea Mediterană. Ce înseamnă că Erdoğan are un al treilea mandat, domnule Diaconescu? Noi până în acest moment am vorbit de faptul că Erdoğan reprezintă chiar imaginea unui dictator care acuză Occidentul de faptul că vrea să-l înlăture de la putere. Am vorbit despre toate detaliile acestea. De cealaltă parte, liderul opoziției ar fi asigurat o impresia, aceasta era, o democrație pașnică în Turcia și o apropiere mai mare de Occident, de Uniunea Europeană. Deci aici, pentru un răspuns corect, trebuie să analizăm mai multe paliere. Dacă referiți la relația strategică între România și Turcia, după părerea mea, indiferent de alte componente, predictibilitatea este cuvântul care contează. Deci, Erdoğan a fost parte la procesul de apropiere, de găsirea unor termeni de solidaritate în acest parteneriat strategic, l-a aprobat, fostului ministru de externe în 2009 l-am inițiat împreună cu el, în 2011 ministrul Balconschi l-a semnat parteneriatul strategic. Vă spun că din analizele SWOT făcute de ministerele de externe de la Ankara și de la București, relația este foarte bună. Ce avem acum? O continuitate.
Deci, din acest punct de vedere, într-un stat care este recunoscut prin ceea ce se spune, ce se întâmplă în Turcia, nu rămâne în Turcia, ce are impact la nivel regional, Marea Neagră, nu mai vorbesc, Orient, chiar la nivelul întregii comunități internaționale, este important ca atunci când îți calculezi perspectivele strategice și când ai și un război la frontieră, să știi exact pe ce parametri sunt cei apropiați. Deci, din acest punct de vedere, după părerea mea, repet, predictibilitatea este ceea ce contează în această situație. Din punctul de vedere al comunității internaționale, palierul strategic, aici vorbim de un stat, cum se spune, un stat care își cultivă un anume tip de autonomie strategică, în sensul că își alege și aranjamentele de securitate și parteneriatele pe care, la un moment dat, le poate balansa, le poate schimba conform unor decizii interne. Aici lucrurile, într-adevăr, sunt multe de discutat. În relația cu Uniunea Europeană, în 2016, instituțiile de la Bruxelles au constatat că Turcia are grave încălcări privind drepturile și libertățile fundamentale, statul de drept, și au blocat cei din Uniunea Europeană parcursul de negocieri început în anul 1999. În Alianța Nord-Atlantică sunt în egală măsură nervozită. Domnul general spunea foarte bine, S-400 luat de la ruși, a blocat proiectul pentru F-35 pe care ar fi trebuit să le ia de la americani. Situația va rămâne. L-ați nominalizat pe Macron. Sigur, îl vor felicita toți, inclusiv cei din spațiul euroatlantic. În egală măsură, din timp în timp, Erdogan a avut reacții foarte dure în ceea ce privește diversele decizii luate, mai ales în Adunarea Națională din Franța, privind genocidul armean. Deci sunt teme care, pe de o parte, coexistă din punct de vedere negativ, dar pe de altă parte, sigur că din punct de vedere strategic, nu se poate trece dincolo de Turcia. Situația de așa natură este creată încât Turcia, într-adevăr, este un jucător relevant. Dacă ar fi să simplificăm, e de bine, e de rău? Există un răspuns pentru asta? Din ce perspectivă, doamnă? Nu pot să dau un răspuns, cum să spun, total acoperitor într-un fel sau altul. Repet, lumea internațională, mai ales în situațiile de criză prin care trecem și unde noi suntem direct implicați, este mult mai asigurată, adică e mult mai de bine dacă partenerul, care ți-e partener, nu are schimbări peste noapte, nu oscilează, nu reevaluează trecutul din punct de vedere strategic. Din punct de vedere al problemelor interne, al raportării la valori și standarde, sigur, aici ar fi de discutat. Dar din punctul de vedere, repet, mai ales la cooperarea la Marea Neagră, echilibrele militare concepute înăuntru Alianței Nord-Atlantice privind Federația Rusă, flotă, etc. la Marea Neagră, sunt considerate strict din perspectiva Rusiei. Strâmtorile Bosfor, Dardanele, nu permit o prezență mai mult de 21 de zile în navele, de exemplu, navelor Alianței Nord-Atlantice. Deci trebuie să contăm pe Turcia. Ne place sau nu, asta e. Ion Meioniță, apropo de relația specială dintre Erdogan și Putin, acest al treilea mandat, ce poate aduce? Pe care îl câștigă astăzi Erdogan și ce se întâmplă esențial, mai departe cu războiul din Ucraina? Și să nu uităm, să subliniem de fiecare dată. Turcia este membru NATO. Este în alianța euroatlantică. Fundamental. Indiferent de pozițiile pe care le are pe anumite dosare, ea face parte din NATO și este un element cheie în NATO. În al doilea rând, prin aranjamentele internaționale, Turcia are cheia Mării Negre. Convenția de la Montreux îi dă această putere extraordinară de a reglementa intrarea și ieșirea din Marea Neagră, prin Bosfor și Dardanele. Ori e adevărat că nu, fără permisiunea Turciei, nu intră, dar nu intră nimeni în momente de conflict militar, dar Turcia a închis strâmtorile în acest conflict din Marea Neagră, în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ea nu a permis Rusiei să-și aducă flota din altă parte pentru a întări flota din Marea Neagră. Deci ce a rămas în Marea Neagră? A rămas în Marea Neagră. Ce era în Marea Neagră, a rămas în Marea Neagră. Chiar dacă Rusia a suferit, și știm foarte bine pierderile majore pe care flota Mării Negre l-a suferit în acest război, scufundarea vasului Amiral Moscova,
nu a putut să-și aducă flota din alte oceane, din alte baze, să vină prin Marea Mediterană, să intre în Marea Neagră. Evident că Rusia păstrează acest balans, pentru că se gândește președintele nu că ar fi un mare partizan al oricărui alt stat. Se gândește clar, cât se poate de pragmatic, ce poate să facă, astfel încât interesele Turciei să fie protejate și, de asemenea, să se poziționeze cât mai bine pentru lumea post-războiul din Ucraina. Ținând cont că Marea Neagră este o placă turnantă și toată lumea și-a dat seama de importanța globală a Mării Negre. Deja, spuneați mai devreme, Congresul American a votat legea pentru crearea unei strategii la Marea Neagră, se vorbește la nivel NATO despre o strategie la Marea Neagră. Nu se poate face o strategie la Marea Neagră fără Turcia, evident. Marile trasee energetice de care depinde supraviețuirea energetică a Europei trec și prin Turcia, o bună parte dintre ele. Ați văzut relațiile cu Azerbaidjanul, foarte bune, subliniate și mai devreme, cu Asia Centrală, cu zona Caspică și nu sunt întâmplătoare. Pentru că avem aici o proiecție și avem lumea turcă, nu? Sunt națiunile înrudite. Și Azerbaidjanul, și Turkmenistanul, și Kazahstanul, și așa mai departe, Uzbekistanul. Vorbitorii de limbă turcă pot înțelege pe toată acest traseu până în Asia, în inima Asiei Centrale. Și sunt marile trasee energetice care vin din Caspică, din Kazahstan, vin prin conductele din Caucaz. Turcia, iată sudul Europei, ajutând Europa să supraviețuiască iernii și am văzut că Europa a supraviețuit extraordinar de bine. Deși rușii sperau că va fi un cataclism energetic pentru Europa, pentru că au închis gazele, iată că nu s-a întâmplat, iată că Europa a supraviețuit excepțional de bine. Prețul la gaze acum este extrem de scăzut față de ceea ce a fost. Deja coboară undeva sub 30 de euro megavatul pentru gaze, ceea ce e un preț foarte, foarte mic. Se apropie, scade sub prețul deja reglementat pe multe piețe. Așa încât Turcia a jucat un rol important, îl va juca și de aici înainte, este o țară cheie și președintele Erdogan joacă foarte bine acest rol. Încearcă să mărească cât poate de mult capacitatea și pârghiile pe care Turcia le are pentru a influența lumea așa cum crede că este mai bine, pentru că este într-o zonă extrem de volatilă. Ne gândim că Turcia este în zona cea mai complicată a lumii, atât din ceea ce privește Orientul Mijlociu, frontierele ei, cât și războiul din Ucraina. Erdogan va încerca să negocieze și fiind foarte pragmatic. Reușește să negocieze destul de bine, urmărind ultimele reacții. E o întrebare apropo de un alt aliat al lui Vladimir Putin, dar un aliat în adevăratul sens al cuvântului. Unde este Alexander Lukashenko, președintele din Belarus și principalul aliat al lui Putin? E o întrebare la care jurnaliștii încearcă să găsească răspuns. Sunt deocamdată informații vehiculate mai degrabă în zona rețelelor de socializare sau a bloggerilor militari, pentru că Alexander Lukashenko a dispărut iar presa internațională a anunțat aseară că ar fi din nou în spital în stare gravă. Acum, rușii s-au străduit să dezmită informația, s-a întâmplat chiar astăzi, au fost publicate imagini noi cu liderul de la Minsk, doar că imaginile respective trădează faptul că sunt parte dintr-un interviu mai larg, din care apăruseră deja fragmente pe 25 mai, adică acum 3 zile. Atunci a fost văzut ultima oară Alexander Lukashenko, anunța că a început deja transferul de arme nucleare din Rusia în Belarus, mai exact. Urmărim și noi acest fragment. Мы всё это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось. Уже началось. Оно уже в Беларуси. Возможно, я приеду посмотрю. Costin Ciobanu, ce poate însemna această ieșire din scena lui Alexander Lukashenko? Știți, în social media circulă o glumă de vreo 24 de ore, că rușii se miră cât de rezistent la poloniu e Lukashenko. Bine,
Acest lucru e o glumă, dar până la urmă arată relația de subordonare dintre cele două țări. Am avut, cred că și acum două săptămâni, niște știri similare despre potențiale probleme de sănătate ale liderului din Belarus. Acum le avem din nou, am văzut că ele au fost în primul rând promovate de către un lider al opoziției din Belarus, care la un moment dat cred că a fost ambasador al țării în Statele Unite. Se intensifică aceste chestiuni legate de sănătatea liderului de la Belarus. El a avut, începând cu 2020, atunci când au avut loc alegerile și am avut o întreagă mișcare de contestare, a avut o poziție extrem de complicată. Faptul că el se menține la putere se datorează probabil într-o proporție decisivă liderului sprijinului Kremlinului, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere militar. Însă Rusia încearcă să facă să-și atragă Belarusul, să controleze tot mai tare Belarusul. El, în ciuda retoricii pe care a promovat-o, de foarte multe ori a încercat să-și croiască o anumită poziție de independență, pentru că niciun lider autoritar cum el nu-și dorește să fie până la urmă în subordinea altui lider. Acest lucru îi reușește tot mai puțin. Imaginea de ansamblu ar putea arăta un lider în Belarus care să-ți răspundă la comenzile tale pentru Vladimir Putin, dacă nu-l mai ai pe Alexandru Lukashenko acolo. Adică care ar fi interesul eliminării lui dacă se deschide acest scenariu? Posibilitatea ca el să fi fost eventual să fi pățit ceva pentru că starea sa gravă vine după întâlniri inclusiv între patru ochi cu Vladimir Putin, prezent la ceremoniile de 9 mai, de asemenea, acolo alături de Vladimir Putin. Vă aduceți aminte, acum câteva luni, cred că Yahoo News a publicat un raport despre o anumită strategie a directoratului din cadrul administrației prezidențiale despre mișcările pe care Federația Rusă ar trebui, și cred că ele erau din toamna anului 2021, despre mișcările pe care Federația Rusă le avea în vedere pentru a-și crește influența în Belarus, pentru a controla tot mai tare zona politică. De altfel, vorbim, cred că, de un an de zile despre potențialul sau posibilitatea intrării în război a Belarusului. Se spune de foarte multe ori că au existat presiuni, dincolo de ceea ce Belarusul a făcut și a facilitat atacul Rusiei. Dar în același timp, există o mișcare extrem de puternică în interiorul Belarusului și probabil președintele Lukashenko a luat în vedere acest lucru, în ceea ce privește o intervenție directă. S-ar putea ca la un moment dat să vină un lider care să nu aibă aceste reticențe pe care le-a avut Lukashenko, din motive probabil bine întemeiate. Tot timpul îți dorești un aliat din ce în ce mai fidel. Și până la urmă trebuie să fim onești. Strategia este una de, practic, reconectare, de reintegrare a Belarusului în Federația Rusă. De altfel, în ceea ce ați prezentat, a existat o altă poziție a lui Lukashenko în care vorbea despre poziția pe care președintele Kazahstanului a avut-o vis-a-vis de această Uniune Eurasiatică, pentru că Kazahstanul se plângea de posibilitatea colaborării și în felul în care se desfășoară această colaborare, și Lukashenko i-a spus că există arme nucleare pentru toți. Dacă intrați în această Uniune, tocmai pentru a, până la urmă, a diminua influența Federației Ruse, o să aveți și dumneavoastră parte de arme nucleare. Prin ceea ce face și prin ceea ce încearcă, el încearcă totuși să-și mențină această plajă de negociere. La un moment dat, țineți minte, a fost în China, a încercat să negocieze lucruri de acolo, au fost contacte, cred că, la nivel și de Iran. Nu e o poziție foarte confortabilă din care încearcă să iasă. Acum, chestiunile de tip plebă de neagră, ce îi se va întâmpla lui la nivel personal, sunt alte lucruri, dar dacă Lukashenko dispare din peisaj, Belarusul este o mare îngrijorare. Mai e o informație care ne-a tras atenția. Armata ucraineană, din nou un video prin care arată cum tancurile Challenger 2 primite din Marea Britanie trec prin liniile de apărare rusești fără mari probleme. Imaginile sunt dintr-un poligon de antrenament, nu de pe front, dar ucrainenii speră să obțină același rezultat și în condiții de luptă. Oficialii de la Kiev au scris că tancurile britanice sunt, citez, dentiști pentru dinții de dragon puși de... Pot face diferență aceste tancuri? La câte au de acest gen, pot face diferența pe un spațiu destul de mic. Pentru că n-au foarte multe, n-au primit atât de multe încât să ne gândim că pe vreo 1000 și ceva de kilometri cât este frontul în acest moment asigurat de către ruși prin astfel de lucrări genistice de înaltă calitate, pentru că rușii, dacă știu ceva, știu să sape bine. Și aici e o chestie și de săpat, dar și de pus acei dinți sau colți de dragon. E bine, pe o întindere așa de mare, n-au ucrainienii atâtea resurse, dar pe un spațiu mic, adică de vreo 200 de metri deschidere,
pot face astfel de breșe. Și asta și fac, ceea ce discutam noi. A început ofensiva, adică ei se instruiesc, așa cum iarăși mă întorc la marea debarcare din Normandia. S-au instruit vreo 4 luni pe plaja din Marea Britanie cum să facă atunci când ajung în Franța. Așa fac și ucrainienii. Cum vor reușesc să împingă acei colți, acele obstrucționare de beton. Fac un lucru foarte bun. Însă, până una alta, trebuie să știm că în momentul în care începe asaltul, rușii vor trage. Adică aceste chestiuni care sunt pe AC/DC sunt pe cu totul altă muzică acolo. Iar emoția fiecăruia, și să nu uităm, este un moment de începători. Este ca la auto. Cei care vor intra în luptă sunt cu semnul de începător. N-au experiența luptei în sine, pentru că sunt proaspeți pe tancurile acelea, proaspeți cu muniția aceea, proaspeți în acea distribuție. Va fi un măcel. Noi de-aia încercăm, prin ceea ce spunem tot timpul, oameni buni, hai să ne ajungem acolo, pentru că va trebui să constatăm că și unii și alții nu vor avea altceva de făcut în primele clipe decât să se omoare unii pe alții, ceea ce nu mai este sub nicio formă un exemplu de umanitate sau de logică în ceea ce urmează. Și nici, cred, strategie militară. Sigur, deci e cu totul altceva. Scurtă pauză, revenim la ediția specială imediat.